În această perioadă, la Schumann, Bulgaria, a avut loc cea de-a 10-a ediție a turneului internațional de informatică. Prezenți în loturile României, Andrei Emanuel Dicu și Alexandra Maria Udriștoiu, elevi în clasa 11-a la Colegiul Național Frații Buzești din Craiova, pregătiți de profesorul Marius Nicoli, au cucerit medalia de argint la competiția desfășurată în țara vecină. Au fost afișate rezultatele concursului de la Schumann, a 10-a ediție jubiliară. Colegiul Național Frații Buzești, unul din colegiile centenare, a participat la 8 ediții și rezultatele sunt deosebite, pentru că elevul Emanuel Dicu și eleva Alexandra Udișteanu au obținut medalii de argint. De asemenea, alți doi elevi, Radu Nicolae și Ruxanda Nanu, au participat pentru prima dată la o astfel de competiție de talie internațională. Atât profesorii, cât și elevii participanți ne-au făcut mândri prin participarea la astfel de activități, mai ales în aceste zile încărcate de istorie și de emoție. Și îi felicit încă o dată și colegilor mei profesori, le transmit multă putere de muncă și faptul că suntem alături de dumnealor din prima zi până în ultima zi a anului școlar și nu numai. Este vorba de un concurs dificil la care participă an de an echipe naționale și regionale din țări cu tradiție în informatică. Din cele 10 ediții disputate, craiovenii au participat la 8, aducând 10 medalii.